continental de gol universal. Această seară am onoarea eu, prietenul meu, cu tot prieten de față de aici, cu două generații reunite și unite, să-l... Toți cei care au concurat și au suportat. O să vădă la producerii și lansării acestui volum de croc. Pe care eu personal l-am citit. Nu mai spun nicio părere aici. Părerele se vor discuta după la opere. Până cu prietenul meu, să-i cântăm ceva în seara aceasta și bineînțeles și dumneavoastră. Onorat auditoriu! Iată-o! I hope we pass the audition. Unde-i de tot ei? Pe urtura este după piroaice. Nu uitați, stai, nu fac eu oricum.
Thank you.
Thank you.
vechiul Timișoian din diverse echipe de-a lungul timpului de fane, dar eu sunt artist, nu sunt obișnuit să vorbesc, așa că voi fi foarte scurt într-o oră jumătate de atunci ce am zis. Aveți aici între mine și Ilie un poet matur, aș putea zice, un merlou bine maturat în Maricuri, cu toate că fane s-a maturat prin albile Timișului, prin ulițele Ghinadului și cu siguranță prin diversele locuri unde boema Timișoarei s-a desfășurat în plenitudinea ei. Am să spun de câteva cuvinte despre carte. Carte este o frumoasă întâlnire între doi oameni cu un mare suflet, Fane Dan și Vlad Corban, care din generozitatea lui i-a oferit lui Fane ilustrația poeziilor. Întâmplător, cred, Vlad Corban își numește aceste personaje oamenii naștinilor sau oamenii apelor. La fel, în poezii veți regăsi foarte multe idei legate de aceste locuri, de aceste personaje, de aceste caractere. Și mă bucur că am reușit, nu numai eu, de-a lungul timpului, să-l compung nu cu sula în coastă, cu cârligul în coastă, că Fane este și un foarte bun pescar, la fel de bun ca și poet, sau poate nu știu, poate mai bun pescar decât poet, nu știu sigur, deși face parte dintr-o specie foarte interesantă de pescar, pescar care nu sunt ciupoși, se folosesc cu licență de a lui Fane. Deci mă bucur foarte mult că am reușit, nu numai eu, și voi toți să-l stimulăm să scoată această carte care este într-un format foarte confortabil, el însuși și-a impus acest format de 4 strofe, 4 versuri, rimă, un vers alb, alte chei, un format care este dificil de realizat, foarte plasticizant în multă măsură, dar despre conținut nu vreau să mă pronunț, mă lăsam pe prietenul nostru Ilie Chilaru să vă spună câteva cuvinte. Bună seara! Am vrut legătură cu viața literară de aproape 2 ani. Din motive de aplatizare, de orientalizare și de oficială puternică. Dar când m-a sunat Camil să-mi spună, să mă întrebe dacă nu vreau să-i prezint cartea lui Fane Danu, am reacționat imediat, cu da. Pentru că prin 2005 era o discuție în cetate despre cine e regele Boemei, cine e prințul Boemei, ce înseamnă Boema. Am văzut pe la televizor totul doamne care au mâncat o conservă de pește cu momă și se considera un boem. Și atunci m-am gândit, cine poate fi într-o carte de boeme Timișoare? Real. Cum sunt și mulți dintre cei din această sală. Și am scos un volum care se numea 13 poeți timișoreni vii. Din păcate mai suntem 10. Tot timpul am spus să sting o lumină. Și în această carte era și Ștefan Danu. De ce? Pentru că avea în spate și producție, avea și o viață dusă undeva într-o zonă care o cere boema și mi se părea că mai are încă foarte multe de spus. Era, cum se spune, un tânăr cu potențial prin 2005. Am scos acea carte care bineînțeles că n-a picat bine. Reacțiile au fost diverse, în special în cetate și în special din partea puterii literare, cum s-ar spune acum. Și m-am bucurat că a intrat și Ștefan Danu acolo, pentru că această carte confirmă pe deplin ce am intuit eu. O aplicație pe text, cred că și nu are loc aici, unde sunt oameni din teatru, din muzică și așa mai departe. Nu suntem la cenaclu.
câteva lucruri am scris pe cătătă aparta, dar aș vrea să clarific un context. Venind în Timișoara tot mai rar, am un sentiment de, de fapt e un gem de sentimente. Simt așa cum a spus și Castraveta la un moment dat, orașul parcă nu mai reprezintă 100%. Am foarte nemulțumit față de el, nu numai arhitectonic, ci și ca oameni. Se succed generațiile, noi suntem o generație mai specială. O generație care a făcut foarte multe lucruri începând de prin anii 70. Când în Timișoara au apărut primii germeni de, de refuznici, grupuri de refuznici. Este vorba de zona culturală, în special muzică, dar și literatură. Au apărut tinerii care nu mai vreau să scrie frumos, academic, în rimă, cum scrie la acum, dar cu o diferență foarte mare. Iar de muzicieni, ce să zic? S-a descoperit că cu trupă poate se cântă și pe un tramvai. Lucru total diferit față de ce știe, se știe atunci. După aceea, Timișoara a evoluat foarte frumos până în 90, iar Revoluția, după opinia mea, a fost răspunsul la acea generație care a pornit în anii 65-70. Ștefan Dandu face parte din ea. O generație care a realizat foarte multe lucruri din punct de vedere artistic. După Revoluție au apărut alții, s-au suprapus peste noi, care erau interesați mai mult de carieră. Au ocupat posturile în tot orașul, dar n-au mai putut să producă literatură sau muzică. Iar Ștefan Dandu este un exemplu că, deși rămâi undeva în paralel sau chiar de desubt față de aceste grupări, chiar de influență putem spune, poți să-ți iei revanșa foarte ușor. O carte ajunge. O carte bună ajunge într-o viață. Nu trebuie să ai 30, 50 sau să fii premiat în fiecare an, ori aici, ori acolo, ori acolo. O carte bună ajunge. Cu asemenea carte rămâi. Generația noastră și-a făcut datorie. Aici suntem cumva destul de omogeni. Sper că el să-mi dea o bere pe chestia asta. Acum? Acum. Cartea... M-am așteptat să fie un testament al lui. Domnule, e un gen de lucruri pro și contra, e ceva, un amestec teribil de lucruri frumoase și note de nemulțumire. E nemulțumit de el, e nemulțumit și de noi, ca să nu mai zic de ce se întâmplă în lumea asta a Timișoarei. Foarte multe poeme sunt dedicate. Sunt dedicate unor oameni dragi mie. Unii nu mai sunt și aici aș vrea să-l amintesc, așa cum Duioșie pe Biusi. M-am bucurat că l-am găsit aici în carte. A fost și el un suflet cu un loc bine definit în viața noastră. Cu bunele și purele lui. Probabil că așa vom fi și noi în viitor, să vă vorbim de noi. Corect. Poemele sunt cu chiar toate. Foarte multe au o coda care este chiar peste valoarea poemului. Cum s-ar spune în cu poantă. Foarte mult. Este o investiție de inteligență și de sensibilitate, după opinia mea, mult peste medie. Chit că nu este un om la unii scriitorilor bine văzut sau așa mai departe. De fapt, Ștefan Dandu, la Ștefan Dandu îi priește la Ghinal, se pare. Produce literatură de calitate. Și nu e singur. În Banat sunt mulți care trăiesc la sat. La Socolan. La... era Gheorghe Azafă, era Tiban Iunic. După tine, la cel mai important poet al zonei noastre, este cel mai important traducător de nici ce trăiește la Berings, de exemplu. La Căvăran locuiește Vasile Pistolea, care este un foarte bun critic al generației 70, recunoscut la nivel național. Și mai sunt. Trecem peste asta. Vă iubiește la Ghilad. După Viola Crista, cred că vom mai avea un bust acolo. Trebuie să luăm măsură acolo. Acum, cartea este și un obiect. Ea este nobilată. Eu m-am bucurat foarte mult când am văzut lucrările lui Vlad Corban. Și el și Vlad Corban sunt doi oameni joviali. Buni, joviali. Bun om. Dar
imaginea din carte, sunt niște figuri hierarhice, cam nemulțumite de noi, se uită circumspect la noi. Cam așa e și cu Ștefan Dan. Chiar și aici are multe întorsături de condei în care îl ia pe râsul plânsul. Dar cartea în sine, dacă o citești și citești toate poezile, veți vedea că a fost bântuit de multe furtuni interioare. De fapt, ca noi toți. Unii reușesc să distileze artistic, alții, asta este. El a reușit. A distilat artistic cam tot ce l-a rost pe el. Ca o notă mai aparte, aș fi grupat poemele altcumva, dar una peste alta, volumul este un volum la care am să mă uit și am să citesc din când în când cu drag, cum fac și cu alți prieteni. Vă mulțumesc! Fiindcă suntem într-un fel de familie in extenso, în momentul în care o să ajungem să bem un pahar de vin și să ne bucurăm de acest eveniment, să ne gândim și la prietenii noștri care, și la dragii noștri colegi care apar și în film, și în cartea lui Fane, și care nu mai sunt. Vă mulțumesc și las pe autor. Având foarte multe probleme de stat în picioare, vreau să stau jos. După lansare, Fane a promis că a dus multe autografe cu el. Mă cam dor renunții. Crochiu marin. Din buze și tefe de scoică, marea își cântă amarul, nisip alăptat de pistoică, își leagă în valul calvarul. Gâna de pașnică în iarbă, nimeni nu știe ce-a fost. Zână sau îngeră oarbă, noapte sau zi fără rost. Și duși am rămas de năpastă, înădușiți de blesteme, o floare, o ultimă castă, se scutură de anateme. Pe plajă aștepta sfințitul și soarele intră în mare, dâna își duce iubitul, intră în iarbă și moare. Crochiu mitologic. De noapte în sânul pădurii, poiana se umple cu arătări, forme de viață contra naturii, din peteniu ce cărăți, satir s-ar zimban, pe părți sau la voastră, dansul de ele ați să vă părți. Un gnom se înalță pe stare de gheață, apoi intră în transă și în năpătăi. Creaturi ce-l taur aruncă, săgeți către lună, trei cărnicoare se întrec în magie, zâna cea rea și cu zâna cea bună, râzi ce fără, cu cei șase sâni într-o ie. Patru ciclofi uriași care în ramul, doi vârfolaci se amuză, cum spârâie noaptea pe jaluri și stelele scapără în scuză. Ce-a mai rămas din ce s-a dus? Ce umbră mai trăiește fără luna? Ce zi mai e după apus? Ce fel de aruncat se mai adună? Ce nori de sescuturi și de stele, de dor, de toate, dar toate cad în sus, hai pui, sunt zarul biciuite mantinele, sunt ghelele ce nu trebuie nimănui.
dacă și stânca ajunge încet prundiș, ce poate să mai piardă un pierdut? Am apărut și trec tot pe furiș, neînțeles, nebun și necredut. Pășesc înfrigurat pe gânduri, dar mă trădează un suspin și iată m-a ascuns de scânduri, nu mă așteptați că nu mai pot să vin. De câine, nici gard nu e și nici o lampă pe casă, acolo astăzi va începe mâine, iar cei ce sunt cei ce te însoțesc, acolo te lasă. La casa aerul un cui te strigă și în pereți un șarpe de mătasă, în pragul lui crește o muzică, iar pe pervaz se plimbă goazne grase. La casa aia stau numai cu mine, merg bine mersi și nu-mi pasă, căci potul în care loc de bine, din care iau parte ar fi de rasă. La casa unde bine că nu-i rău, aștept să vină șansa mea fidoasă, ce să mă ducă vânt prin visul tău, iar visul să mă prindă ca o plasă. Oprește-te! Nu vezi? E capătul lumii. De aici mai încolo e tău. Te-ai înhăitat cu nebunii. Să nu știi ce-i bine sau rău. Acum probabil e noapte. În creierul tău e târziu. Întoarce-te cât se mai poate. Și eu sunt ca tine, diliu. Am capul fixat în rotile și vreau un zadar să alerg. Zile mă duc după zile, nopțile în nopți mă converg. Nu te întind în afară, e grafnic, e periculos. În vis nu mai e nicio gară, hai să ne întoarcem pe jos. E gravă treaba. Unde cu din astea? Crochiu bivalent. Între două zile de vară am să iernesc hibernând ca un tren ce se ascunde de gară și intră în pământ de raind. Între două zile de toamnă voi fi ghiocelul plăpând pus pe loden de o toamnă cu tot cu chiveți și pământ. Între două ițmiri de adio schițez un sânt urâs robial și gândul în zboară la Rio, la Clop și la Carnaval. Pe patul de ani mare renasc între două perfuzii și lumea respiră mirare cu ochiul de carte iluzii. Bravo! Crochiu cu Sibila. Chiar acum sosesc din argilă, încă amins de formol am divit. Vreau să iubesc o Sibila, voi trece sticiul la primar. În trașul își cheamă potaia mascotă, apoi bagă banii în chivir. Pe celălalt mal văd o grotă și o nută dansând în delir. Chiar acum am sfârșit o idilă, luntre am adus în miracol, morții ne-au dat în dar pe Sibilă, la baia în grota oracol. Și am iubit-o cu patimă mare, fără răgaz o caut și nu e, dorul de nuta Sibilă mă doare, cu mâncă mai doare rugina pe tine. Dacă v-ați plictisit să... Nu ne băgăm seama. Eu sunt acel râs din catedrală, din Notre Dame vestitul clopotar, iubesc nebună atracția carnală, ce trece pragul Sfântului Altar.
frumoase ce au sânii ca spicul arhanghele lovite de păcat, în ciocul de oglindă văd iubitul pe mine scoasă-i mă păcoșat. Mă arunc în gol prin zânzumă de funii și clopotele intră în tânguire, cu ochiul bun văd colțurile lunii și-aș vrea să tâng de ea ca amintire. Eu sunt acel cel mai urât din lume, îi văd frumos dragonul de pomodo, strigați-mă cât vreți pe nume, căci nu vă audeți lucrul față în modo. Nu te mira și nu-ți fă probleme, te vezi mereu nebun în calea ta. Tu să nu fugi când ei o să te cheme, să lasi luna multă roselea. Dar te întâlnești ceva din întâmplare un om lucid, cu mult prea cumpătat, și-l cântărești din cap până în picioare, deci vei găsi tineară însigurat. Ar fi o șansă noaptea, un romantic, să-l strici, să stea pe loc, să-l vezi, dar dacă ai ultimul lunatic, mai bine umble după taie mai bună. Hai să găsești pe oricare perete, că cei săraci sunt veșnic de serviciu. Nu te mai duce în lume, măi băiete, toată planeta asta e un serviciu. Bagă, fane, bagă, da. Crochiu de probă, unul. Cortegiul de patimi, albe perdele, dansuri de vene, pe valuri de lacrimi, secunda vecie dulce lui chin, se apropie fin, să-mi vine și mie, pe margini de noapte se prind lilieci cu plene de meci, mărgele de șoapte, și nu mărșinam o clipă rebelă, Constantinelă, ca pruma pe rama. Rochiul de dublări. Opa! Stop engine! Cu nu te grăbi! Cu permisiunea dumneavoastră și a mea, de sponsor, e fialul dedicat de lui Vlad Corbar, unicul prieten sau asta, unul dintre. Pe străzi pustii aud în urmă pași, sub felinare umbra mă întrece, fără să vreau jocul unor taci, ce și-ar dori ca celălalt să plece. O voce slabă cheamă în surdină, numele meu, atât de familiar, încerc să ies din conul de lumină, dar dau de mine ca de felinar. Mă las în pace și mă îndepărtez, dar pași străini, stridenți, mă tot urmează, mă întorc cu gând să mă urmez, dar umbra mea tiptil se îndepărtează. Cu greu mă hotărăsc, în fine, să mă întorc, dar brusc, fie ce-o fi, cei chinion în spate dau de mine, în mine văd un crap în ce de zi. Una despre tine ai? Acum, una despre mine, ultima. Rochiul pentru că tot s-a spus că îl iubea toată lumea. Simpatizez cu Chiratul. Da, mi se pare. Rochiul rural, masă în mijloc de casă, 9 copii și o văduvă grasă, un poț de mălai de sărat, ce își așteaptă ața de tăiat, o poză cu soț la încorporare, pierdut pe un front oarecare, în spatele mesei o laiță lungă, cu locuri de stat să ajungă, și vin copiii, nu se mai opresc, în fața mămălicii se cotesc, gândind la ouă și la brânză, întoarsă mama plânge într-o pânză. Mănâncă și se duc la coșulețe, să uite de ce n-au și de tristețe, se fierb pe rând pe după un tufiș și strâng cu râvnă frunze de măcriș. Bravo! Bravo!
Mai ai? Rochie crucificării. Care este și prima. Vă salut de la capătul lumii, unde găul mă tachinează, unde nici nu visează unii cu gaura neagră de luminează. Vă salut aici de minciunde, ascuns de cortina zărilor gri, unde ecoul nu mai răspunde, unde se trece stare de fi. Am fost un nimeni, acum nici atât. Pe marginea lumii mă răstignesc, uiul tăcerii îl bat în gât, să pot cât mai iute să originesc. Să nu mi se ducă duhul ai cui, să moară odată cu mine, pe trupa marmură, cui lângă cui, și în frunte un cui lângă cui. Stai puțin, asta te... Băi, stați! Depinde de care...
Pielușcă. De fiecare familie în parte. Sunt indivizi care nu mai apucă să ceară. Nu m-am băut una. De bune. Ăla nu e bine. La școală sau tucul sau, mă rog. Ia! Și mănâncă, mă. Da, poate că da. Lasă lucrul care nu poate. Nu? Da. Tu ai întârziat la lucru la institut. Da. Ne-ai fost la pescuit la Arad. Da. Și te-a ciutat oameni și maestru șerbul. Și se spui ce ai cuțit cu poliția. Cine să-ți vrăjelele, că îl face pe fane. Pe fane sculă să se mai bine la chilat, nu-i vremuri cum invers. Cu toate rările. Nu, asta-s mișto, asta. Ce-ai băgat-o în spate. Ia să-l luăm aici, pe fănică al nostru. E o chestie cu mulții. Mai am crezut că am crezut că am crezut că mi-e să ești, ești, te iau acasă, te duc, te pun răscoțierea din cauza ta. Căcatul, din cauza ta cu burtozul tău, răscoți răscoțierea în pula mea. Că ai tu țărane de la o petece. Țărane de la o, de la Ghilat. Mașina de transport. De la Ghilat. Ghilat de transportorul. Ciupeteu. Scrie. Da, da, da. Ca să înțeleagă toată lumea, you can be cool as the guys inside. Scălăgia, și tu, sărane. Vezi că tipa noastră e destul răspunsă, care știm lucrurile de intimități. Opa! Sami, ce ai citit? Stai un pic, cit? Nu bere. Pui mult de epană, s-a părăsit. Bă, dar voi vă dați seama că sunt evități. Dar te rog puțin, că vreau aia cu România, bă, aia e... Du-te, b***a, Nelu, încep cu prostii din astea. Băi, Nelule, du-te, b***a, nu fii din astea. Hai să simțim bine, prietene, prietene, hai te rog, bă, frumos, e ultima întrebare. Nu mai te rog eu. Doamne, hai că vedem, Nelu. Aia cu coma, Nelu, Nelu. Mi-e spui de inuseroție, îi mancă. Al meu, bă, dar cât am făcut la ăla colț și de la colț. Imediat, Zami, imediat. Bă, tu ăsta-i sănătos la cap. Nu, e sănătos la cap. Și
șoce la seara în Timișoara. Băi, habar n-aveți. Nu se joacă la ghilat. Nu e asta. Du-te acasă. Auzi, fane, 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 pe bune. Fane. Fănică, te cheamă ghilat. 96, mulțami, stai puțin. Hai că căcau. 96. Cum am trebuit la ce? Băi, de asta? 96. Și mi-e place. Wow, cum mă uit la... Când mergem în cum meu, gata, ca să o dau în Cei mulți se îndeasă la Mititica să vadă chipie prin orificiu. Locul de muncă al meu e de paznic, unde își cară prostul de sacii. E tocmai la dracu un praznic, acolo trudesc doar iobagii. Acolo și-a dus mutui apa, acolo și eu le nevesc, unde se cară cu sită apa. Da, România, acolo trăiesc. Aici, în America, n-am auzit nici de Mitica, nici de Ibaci. Știu de Nastazi că a țignit, de Comaneciu și Haci. Cu ce faci asta? Alo! Deci, alo, pasă! De Comaneciu! Prima pagină, spune!